Bună dimineața, sănătate! Ce nu ți-a plăcut la vacanța asta? M-am fost un pic la mare, un pic la munte. Deja am uitat de vacanță. Am înțeles. Mă bucur că am reînceput cu voi aici directurile. Nu lipseau, să știi. Da? Mm-hmm. Mie nu, da, mă rog. Și mi-aș dori să mai fie frumos încă, nu știu, să ne bucurăm de soare afară. Să fie o toamnă frumoasă. O să fie o toamnă, da, lentă. Liniștit. Dacă nu ne atacă nord-coreeni, o să fie foarte liniștit. Simona, ne-a adus un material interesant ca de început de sezon. Ca de început de sezon, mă gândeam că vacanța este pe terminate și mă refer la copii. Curând ne pregătim de grădi, de școală, un nou început pentru cei mici și o adevărată încercare pentru noi părinții care ne dorim și vrem să fie totul așa, în regulă, așa, perfect, dacă se poate. Poate că nu ar strica un consult medical al copilului, un ser analize la intrarea în colectivitate și amănunte aflăm chiar acum. Dimineața cu Răzvan și Dani. Cum ne pregătim copiii de grădiniță, de școală, revenim în colectivitate. Când îi aducem din vacanță, de la bunici, de la mare, și ne pregătim de școală, îi verificăm din cap până în picioare. Din cap de păduchi, poate să aducă și purici uneori din vacanță. Urmărim simptome respiratorii, curge nasul, copilul tușește, doarme mai prost, are febră. Repede la medicul pediatru, care poate recomanda diverse analize, consultă copilul și stabilește un tratament. Alte probleme din vacanță, probleme digestive. De obicei sunt viroze digestive, manifestări gen diaree, dar care trec repede și nu altceva în plus față de un regim alimentar nu e necesar, sau paraziți intestinali pe care trebuie să-i căutăm. Verificăm un scaun al copilului să fim siguri că nu deducem toate aceste probleme în colectivitate. Ar fi bine să-i recoltăm copilului un exudat faringian la intrarea în colectivitate? Da, este o întrebare foarte bună. Categoric ar fi bine cu tot sufletul și cu gura deschisă. Multe dintre obiceiurile bune din anii trecuți sunt pe cale să se piardă, dar totuși în exudatul faringian se pot identifica o serie de microbi care pot să fie uneori responsabili de niște boli severe. De exemplu, un portaj de stafilococ nu necesită tratament. Un stafilococ patogen poate să fie rezistent la o mulțime de antibiotice și să fie o problemă. Și dacă ne gândim la streptococ, care este în primul rând responsabil de apariția scarlatinei, care este o boală severă, care poate să lase urmări pe articulații, pe rinichi, ce să mai adăugăm? Sunt copii în colectivitate care sunt asimptomatici, care de multe ori sunt sursa de infecție pentru aceste boli, și dacă acest lucru s-ar face la intrarea în colectivitate, sigur că apariția unor focare ar putea să fie evitată. Dacă se și fac corect aceste investigații și nu se aduce doar o deverință la întâmplare, atunci este și mai util testul. Ar fi bine să aducem copilul la un consult oftalmologic înainte de începerea școlii? Bineînțeles, toți copiii își doresc să obțină rezultate școlare cât mai bune și pentru acest lucru ei trebuie să aibă o acuitate vizuală foarte bună. Acest lucru trebuie să se întâmple până la începerea școlii, ca ei să nu aibă surprize când a început școala, că nu văd la tablă ce scrie doamna învățătoare, că scriu greșit, confundă 5 cu 6, 8 cu 9 sau obosesc la liniatura mică din caietele de tip 1. Copiii nu știu să ne spună cât de bine văd, de aceea îi trebuie să vină la acest consult oftalmologic. Ne adresăm atât copiilor deja purtători de ochelari, pentru că trebuie să le verificăm dioptriile și dacă e să le readaptăm prescripția optică, dar și acelor copii care au făcut primul consult oftalmologic la vârsta de 3 ani și li s-a spus că totul este în regulă, pentru a ne asigura că și pentru aceștia începutul de an școlar va fi foarte bun. Dimineața cu Răzvan și Dani.